La un moment dat mă întrebase unul din ei, cine e președintele la voi în țară? Și zic că Klaus Iohannis. Și se uită la mine, cum? Nu e Florin Salam number one? Și zic, nu, nu este el. Salutare și bine v-am găsit, frați români și moldoveni de pretutindeni. Vă salut de aici, din sud-vestul Angliei, din însorita Angliei. Eu sunt Ciprian de la Escu Show. Vă aștept să vă abonați, nu știu în care parte, într-o parte sau în cealaltă este butonul, căutați-l, abonați-vă, haideți la noi pe canal, haideți să facem o comunitate cât mai mare și cât mai puternică, să împrăștim podcastul ăsta pe la toate grupurile de români ca să știe și ei de noi. Doamnelor, domnilor, celor care urmăriți această platformă, am deosebită onoare să o am alături de mine astăzi, pe nimeni alta decât Marușa Nedelcu, una dintre puținii DJ femei din lume și cu siguranță una dintre cele două sau trei DJ-iți din România, cel puțin din câte cunosc eu, DJ-iți adevărate, nu doar imagini, nu doar poze frumoase acolo de capuri de afiș. Bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația, așa, chiar fi și în ultim moment. Bine te-am găsit și mulțumesc și eu de invitație. Da, te-am invitat pentru că tu ești, în afară de faptul că ești un nume în muzica românească, în scena mondială a DJ-ilor și a showbiz-ului, ești una dintre foarte puținele femei care fac chestia asta. Ia, spune-ne cum te-ai apucat tu și ce anume te-a posedat pe tine să te implici în chestia asta? Pot să spun că tatăl meu m-a inițiat, da, în artele DJing-ului și a muzicii, crescând cu Jean-Michel Jarre, cu Vangelis, cu muzica anilor 60 în sus. Și ușor, ușor m-am apucat ca hobby și a venit și ca un loc de muncă. Câți ani aveai când te-ai apucat prima dată? Când a fost asta? Îți aduci aminte? Ai vreun moment așa, vreun momentul ăla, Eureka, Evrica sau cum îi zice? Ar fi la vârsta de 3 ani, țin minte că m-a luat tata din camera mea, eram la televizor, nu mai știu ce făceam, și m-a luat în camera lui să-mi arate butonul de loop, butonul de play, pe unde se introduce CD-ul, eram cu CDJ 500S-uri atunci. Am dat drumul la muzică, totul bine și frumos, mi-a arătat tata cum se ia un loop și mi-a zis că hai, încearcă și tu. Am apăsat primul buton, am așteptat, am apăsat al doilea buton, ca să vezi, era perfect. Asta din ce mi-a spus cât de curând tata. Mm-hmm. Și am zis că, băi, dacă, na, la vârsta respectivă nu prea puteam să gândesc coerent, având și 3 ani, ușor, ușor pe parcurs mai mergeam la discotecă cu ai mei, mai lua tata la evenimente. Și ușor, ușor am început să prind pasiunea pentru muzică, pentru DJing, având și foarte mulți prieteni în branșa asta, mi-a prins foarte bine. Mm-hmm. În ce an era chestia asta, evenimentul ăsta? În ce an s-a întâmplat acel loop, acea buclă? Cred că în 2000. Da, 99-2000, în perioada aia. 99-2000. Deci da. Tu ai 24 de ani. 4, da. Da. Iar tatăl tău este nimeni altul decât? DJ Nedelcu. DJ Costi Nedelcu. Așadar, nu a fost o întâmplare nemaipomenită. Era într-un fel de așteptat ca unul dintre copiii lui Costi Nedelcu, domnul profesor, cum îi spunem noi cei din branșe care îl cunoaștem mai bine și care am învățat câte unele altele și am mai putut și noi să mai înțelegem de pe la el. Dar, na, probabil că într-un fel te gândeai, băi, sigur ficiorul o să fii următorul DJ. Ceva de genul. Acolo mulți ani în familie ați avut un club pe care l-ați condus, pe care l-ați înfrumusețat, l-ați adus la un anumit renume în județul Neamț și în Moldova.
Bineînțeles că ai avut impact de la o vârstă fragedă cu tot ce a însemnat playere, cu tot ce a însemnat muzică, aranjamente, evenimente, ai întâlnit tot felul de persoane celebre, tot felul de oameni talentați. Și da, de asta spuneam. Da, aș putea să spun chiar că mama, când a plecat să mărească, a plecat de la discotecă. Avea boxa de bas în spate și na, așa se întâmpla să fie. Da, lasă basul mai încet că mi s-a rupt apa. Ceva de genul, da. Mă așteptam și la mine să fie în tot ceva de genul, doar că na, perioada asta cu pandemia ne-a cam dat în cap la toți. Dar Am înțeles. Proaspătă soție și proaspătă mămică, felicitări din partea noastră a tuturor celor care urmărim această platformă sau suntem implicați în această platformă. Sunt sigur că cei care ne urmăresc, urmăritorii acestei emisiuni, îți doresc și ei același lucru, multă sănătate și să fie totul cât mai bine. Mulțumim, asemenea. Unde ai fi fost acum dacă nu era pandemia? Aveam în plan să plecăm în Japonia. Din nou. Apropo cu Japonia și cu plecatul din nou, spune-ne de la bun început, după ce ai apucat tu playerile așa dintr-o parte, cât puteai tu, cât te pricepeai tu, ce evenimente organizai? Spune-ne pe unde mergeai și ce făceai? Am fost rezidentă la clubul alor mei vreo un an, doi, să zic așa. Mai mic am și eu câte o oră, două, pe lângă ceilalți DJ-i. Apoi mi se pare că eram la tequila cu tata. Tot așa, aveam undeva la 12-13 ani și mixam cu el, fără probleme. Apoi ușor am început să merg singură și am început la Blue Star. Eram în clasa 7-a, mi se pare că. Și eram toată entuziasmată, că eram playerile de la etajul 4 până la parter, de la parter până la mașină, apoi de la mașină până la club și mi-au rupt spatele efectiv. Deci erau niște CDJ 1000 MK3, țin minte și acum, cu un case atât de greu. Nici, și eu la vârsta actuală pe care am, nu știu dacă mai pot să-l mai car. Așa. Apoi am fost un an jumătate rezidentă în Bells, tot în Piatra Neamț. Cumva am schimbat clubul, luând oamenii respectiv care, na, clienții clubului, dându-i după stilul meu de muzică, fiind ca și stilul din tequila, cu tribale, cu vocale, cu un pic reggaeton, cu muzica anilor 80-90 și chiar s-a prins, chiar au fost perioade foarte faine. Apoi în 2015 am prins un contract în Japonia, în Yokohama mai exact. Mergeam 3 luni, veneam o lună și ceva acasă, iar plecam 3 luni, iar mai veneam acasă și tot așa, timp de 2 ani jumătate. Ultima oară când am plecat am fost în 2017, unde am simțit clar că este foarte obositor și pe lângă viața de noapte, lucrând 3 luni, numai seara, având programul de la 12 noaptea până la 8-9 dimineața, de luni până vineri, și sâmbătă aveam de la ora 12 noaptea până la 1 după amiaza, ajungeam super estenuat acasă. Adică 13 ore de mix? Poftim? Adică 13 ore de mix? Da, dar eram 3 DJ și mixam unul câte o oră. Wow. Eram cu încă 2 filipinezi. Wow! Da, au fost experiențe foarte faine și acum stau și mă mai uit așa prin poze să văd ce mai erau. Mi-am format o grămadă de, cum se cheamă, mi-am făcut o grămadă de prieteni, brazilieni, filipinezi, ruși, germani, francezi, americani, australieni, tailandezi, toate națiile posibile, să le spun așa. Și în momentul actual încă mai ținem legătura. Am avut noroc prima oară când am plecat că am avut, am fost și eu deschisă și la stilul lor de muzică și am avut și colegii foarte prietenoși care, fără probleme, ziceam că băi, vreau să mixez. Hai, intră și mixează. Și nu mai ieșeam de la mixer până dimineața. Și ăștia erau, măi, dar vreau să mai mixăm și noi. Hai, stai acolo, nu-i de voie. Și așa ajungeam să fac jumătate de program chiar singură, unde eram fiecare cu câte o oră.
Deci în loc de 4 ore, mixai 6, 7 chiar. Ceva de genul, da. Bănuiesc că ți-a ajutat extrem de mult experiența asta din afară, dar înainte de a ajungi în afară, tu ai avut realizări și în țară, adică tu ai plecat cineva din România. Spune-ne un pic, atunci când erai în țară, ce realizări ai avut cu proiecte care mai târziu au apărut pe canale de televiziune în România? Am fost câțiva ani într-o trupă, am ajutat cu beat-urile, eram cu drum machine, cu anumite vocale. Mi-a prins foarte bine și chestia asta. Poți să ne spui numele trupei? Sau... Los Anonymous. Los Anonymous, așa. Chiar a fost o experiență foarte frumoasă, mi-a făcut foarte mulți prieteni. Apoi, când am terminat cu partea de beat-urile, mergeam cu ei la evenimente ca și DJ, prin diferite cluburi de prin țară, prin Suceava, am fost la Iași, am fost la București, am fost la Râmnicu Vâlcea, am fost în Constanța și apoi ușor, ușor, după ce m-am întors din Japonia în 2017, am început să colind toată țara. Am fost, cum se cheamă, eram cu mama, de obicei, cu ea plecam, ea conducând, eu stând în dreapta, maxim de obosită, cu o seară înainte muncind. De exemplu, în 2018 am avut la Pitești, vineri seara, a doua zi, sâmbătă, era ziua mea. Mi-am petrecut ziua pe Transfăgărășan, pe drumuri și apoi iar la eveniment. Deci, practic, ți-ai petrecut ziua în mașină între două locuri de muncă. Ceva de genul, da. Și hai să mergem așa pe Transfăgărășan, dacă tot e ziua mea, măcar pe drum, hai să facem un picnic acolo sus la deal. Ceva de genul, dar eram doar eu cu mama, dar a fost totul chiar super ok. Da, unele dintre piesele pe care tu ai pus muzică sau ai făcut beat-uri sau ai produs un anumit sound sau, mă rog, o anumită linie melodică, au apărut pe canale de televiziune de specialitate. Mă refer aici pe Atomic sau pe ce mai era, ce canale de televiziune dintre astea cu muzică mai sunt în România acum, că eu nu mai știu de mulți ani. MTV, acum mai e UTV. Ai apărut și la MTV, da? La Kiss TV, parcă nu mai știu dacă mai este sau nu. Nu, atunci, la momentul respectiv, existau. Știu că eu te-am văzut pe cel puțin două. Parcă era, nu știu dacă era Atomic sau Kiss TV sau ceva cu muzică. Asta era prin 2017, cred. 2017 sau 15. Sau și. Oricum, te-am văzut în cel puțin 2 ani diferiți. Te-am văzut la televizor pe cel puțin două televiziuni de specialitate diferite. Și cu trupa Los Anonymous și de una singură. Sau ai avut ceva proiecte, ai avut ceva colaborări și cu alții vocaliști? Nu. După ce m-am întors am fost solo. Am înțeles, înseamnă că erai doar tu. Oricum, te-am văzut, știu, DJ Marușa. Da, nu știu, făceam ceva prin casă, nu mai știu ce, dădeam și eu din cap și... Marușa. Ce să fie oare? Bă, eu știu, bă, copilul ăsta. Eu îl țin minte. Aia micuț acolo și s-a burcat la... Da, mă, uite, bă, ce-o crescut. Da, ce să spun? Tot respectul jos pălăria și mă înclin. Apropo de trupa Los Anonymous, să-i salut pe băieți, pe unii dintre ei cunosc personal. Dacă vreți să ascultați o muzică de calitate, cântată live, vă invit să-i căutați pe YouTube. Băieții sunt din Piatra Neamț și sunt absolut fantastici. Îi recomand, sunt meseriași. Cu mare, mare căldură, îi recomand din tot sufletul. Voi, cei care urmăriți această platformă, căutați-i și distribuiți-i, faceți-i cunoscuți. Iar atunci când aveți ocazia, dacă aveți ocazia, invitați-i la evenimente locale, invitați-i la voi în comunitate, pentru că băieții ăștia sunt absolut, absolut fantastici. Așa-i. Asta așa ca o paranteză. Ia, spune-ne ce persoane faimoase ai întâlnit în prestigioasa carieră de DJ rezident în Japonia, în Yokohama. O fetișcană plecată de la Piatra Neamț. Având 19 ani, ești în cu mine.
Acum nu e vorba de știut, de neștiut. Ajungem și la partea cu cât e de serioasă meseria asta de DJ sau cât este de longevivă. Persoane pe care tu le-ai văzut, oameni pe care probabil îi admirai înainte de a ajunge acolo, iar când ai ajuns acolo... Spune-ne, cu cine ai avut onoarea, cu cine ai avut ocazia, cu cine ai avut norocul să te dai cot în cot sau să te dai umăr în umăr pe la mixer? Acum stăteam așa și mă gândeam să văd cum să-i aranjez. În nicio ordine, pentru că toți sunt niște adevărați zei ai butoanelor acolo. Fiecare cu stilul lui, acum preferințele, da, gusturile știi că nu se discută. Da, asta așa. Fiecare de cu exemplu, baza lui de fani, știi? Da, de exemplu, eu când eram în Japonia, eram și în Yokohama, eram și în Tokyo, în cartierul Roppongi, unde este extra mega cunoscut pe zona de cluburi, de baruri, de restaurante, de destrăbălare, dacă pot să-i spun așa. Deci distracție maxim acolo. Da, chiar așa e. De exemplu, unele cluburi se deschideau la 12 după amiaza, se închideau la 6 după amiaza. A doua zi. Da, a doua zi, fiind duminica, cumva. Și de la noi mai plecam sâmbătă lucrând până la ora 1, apoi mergeam la club și după aia plecam acasă. Adică erau... în Yokohama am avut ocazia să mixez cu DJ Chris, filipinez, cunoscut, destul de cunoscut în Filipine, în Manila. În Tokyo cu DJ Jun Himeno, finalist la DMC în 2009, mi se pare că, în Filipine. DJ Renzo, care tot la fel, ei, partea de Filipine sau cum se cheamă? Consacrat acolo. Da, sunt foarte, foarte mulți filipinezi. Unde te uiți, sunt foarte mulți filipinezi, nu mai știi ce... Unde să te uiți ca să nu dai de ei. Deci sunt foarte talentați oamenii, pe treaba lor. Da, foarte mulți actori, foarte mulți muzicieni, foarte mulți cântăreți, foarte multe modele, DJ, nu știu, nu am Bine, acolo, degete la o mână. Fiind în Japonia, era într-un fel de așteptat artiști din nații asiatice, mă rog. Din țări apropiate de Japonia, că nu e chiar așa. Da. Deci, într-un fel... Am mai avut ocazia să mixez cu Dairon Alba. El este la... Am un lapsus, am uitat cum se cheamă numele clubului. Dar este unul din cele mai mari cluburi din toată Japonia. Și a ajuns să mixeze pe etajul de techno, fiind pe mai multe etaje clubul respectiv. Avem și terase, avem și... N-am știut asta. Ia spune-ne, cum era? După ce termin cu numele astea faimoase, să ne spui un pic cum era structurate cluburile alea. N-am avut ocazia niciodată să ajung într-un club dintre la multietajat. Da, spune-ne ce nume mai... Acum asta o să mă gândesc așa, dar nu mai prea vine prin cap vreun nume. Legat de cluburi, la parter era recepția, ca la un hotel. Îți luai bilet ori pe ce etaj voiai să mergi, ori puteai să-ți iei pe tot blocul, fiind de 12 etaje, dau un exemplu, la fiecare etaj era câte un club. Și să zic că dădeam undeva la 2000 de yen, 2500 de yen, intrarea pe toate cluburile, asta vine undeva la 20-23 de dolari. Intrarea, plus o băutură. Foarte puțin. Da. Foarte puțin. Așa. La etajul 1, să zic că eram reggaeton, etajul 2 era EDM, etajul 3 era deep house, etajul 4 tech house, etajul 5 techno și tot așa urca până la etajul al 12-lea. Cu stiluri diferite, oameni diferiți, DJ diferiți. Niciun etaj cu manele, nu? Nu, deși în Yokohama se mai puneau. Deși nu puneam eu, când am ajuns în prima seară să stau... Ai, am spus la glumă, dar chiar nu, mai deci chiar da. Știu că râdeau băieții de salam, regele manelelor, number one erau. La un moment dat mă întrebase unul din ei, cine e președintele la voi în țară? Și zic că Klaus Iohannis. Și se uite la mine, cum?
nu e Florin Salam number one? Și zic, nu, nu este el. Da, uite, vezi, râdim, glumim, efectiv la hai, la Caterinca, am zis, Dimanelli, așteptându-mă ca răspunsul tău să fie nu, bineînțeles că nu, dar uite. Da. S-a întâmplat, ți-am zis, și în prima seară când am ajuns, să aud Salam acolo, eram, băi, stai așa, nici aici nu scap de el, unde am nimerit eu? Băi, sigur, chiar m-au adus ăștia Japonia. Și eram, și dansau toată lumea, și toți japonezii, și toți clienții care erau în club, dansau, se distrau, nu contau, că erau, nu contează, că e Manea, că e Macarena, că e... Da, lumea e pornită de acasă, deci lumea este setată. În momentul în care ai ieșit din casă sau chiar înainte de a ieși din casă, în ziua respectivă știi, băi, azi mă duc la club, ok. Mi-am dat butonașul ăla cu distracția, l-am apăsat, l-am activat, de aici încolo nu contează ce aud, nu contează cu cine mă întâlnesc, sunt sociabil, sunt prietenos, sunt dispus să mă distrez, totul este în regulă, everything goes, știi? Probabil că da. Ajung și anumite prafuri și pastile și alte cele ocupații dintre astea adiacente. Uite, să știu, cluburile în care eram, chiar nu am întâlnit chestii de genul. Mm-hmm. Adică oamenii se distrau pe un pahar de whisky cu cola, ba o Corona, ba o sticlă de Jack Daniels, adică da, sunt ilegale alte lucruri la ei, doar că japonezii sunt foarte stricți. Mm-hmm. Nu au de gând să încalce anumite reguli. Ți-a plăcut? Foarte mult. M-aș întoarce și acum dacă aș putea. De ce n-ai putea? Vine bebe, în primul rând. Uh-huh. În al doilea rând, e pandemia asta, dacă pot să numesc așa. Uh-huh. Și nu știu, cam astea ar fi singurele motive. Dacă aș putea, ți-am zis, dacă nu ar fi bebe și n-ar fi așa, acum aveaș la bilet și aș pleca mâine. Da, deci chiar ți-a plăcut. Chiar ți-a plăcut. Da, este... Nu știu, când ajung acolo mă simt parcă visez. Când văd deja că intru pe teritoriul României, încep să mă trezesc la realitate. Mm-hmm. Stau și mă gândesc, vai, iar stai, o grămadă de bani pe mâncare, o grămadă de bani pe aia, pe aia, pe aia. În Japonia, fiind nesimțind cumva lipsa banilor sau lucrurile fiind foarte ieftine, mergeam la magazin, luam un coș și îmi puneam în el tot ce voiam, mă duceam la casă, plăteam, plecam acasă, mâncam. Foarte... Cum totuși, cum este atât de ieftin? Sau mă rog, ai perceput-o ca fiind atât de ieftin? Pentru că eu cel puțin aveam impresia că totul este foarte scump. Aglomerații mari... Fiind toate lucrurile făcute de ei, made in Japan sau made in China, fiind foarte aproape, îți dai seama că nu o să bage prețuri destul de mari. Adică, de exemplu, erau magazine de 100 de ieni, adică un dolar, unde îți găseai machiaj, îți găseai mâncare, lucruri pentru casă, nu știu, n-am... Un fel de magazin bucătări. 38, cum era în România, 38, nu? Sau cum era? Da, ceva de genul, da. Da. Orice nebunie vrei, acolo găsești. Este Don Quixote, care ăsta este foarte mega cunoscut pe raza Japoniei. Tot la fel, foarte ieftine, lucruri de calitate. Uh-huh. Și nu găsești fake-uri, în primul rând. N-ai să găsești nimic fake. Ca să-ți dau un exemplu, făcând comparația cu România, în 2015, când am fost apăruse iPhone 6S-ul, nu luasem 6S Plus, îl dădusem undeva la 27 de milioane, 2700 de lei, acum la noi, și pe EMAG era prețul de 4500. Am înțeles. Deci pot să zic că l-am luat la jumătate. Am înțeles. Da. Și altceva, ce ai mai vizitat pe acolo? Ce ai mai văzut? În afară de muzică, pentru că era clar că tu ai mers acolo ca să pui muzică, ai mers acolo la muncă. Munca era absolut brutală. Programul, din cât îmi spui, era crimă și pedeapsă. Deci nu aveai foarte mult timp. Dacă erai la muncă, nu aveai foarte mult timp nici să-ți dai seama că trăiești. Era așa, într-un stadiu de zombie continuu. Dar atunci când aveai timp liber, ce vizitai? Ce vedeai? Ce anume te fascina? Ce spune-ne despre cultura lor, despre ce ai perceput tu că e frumos și poate că merită pus în aplicare și la noi în România? Sau de către noi ca nație?
Îmi plăcea foarte mult să mă prind prin Minato Mirai, este centrul Yokohamei, fiind foarte aproape de unde stăteam, făceam undeva la vreo 10 minute de mers pe jos. Cum se cheamă? Aveai tot la fel, tot ce voiai acolo, mergeai, te plimbai, voiai să mergi la ocean, mergeai la ocean, voiai să mergi prin mall, mergeai prin mall, voiai să te duci la Sky Observatory, te duceai la Sky Observatory, voiai să bei o cafea de la Starbucks, te duceai la Starbucks, orice deci voiai, nu contează ce vrei, acolo. Găsești tot, totul este în distanță foarte mică. Da, da, îmi plăcea să merg în Shibuya foarte mult, în Shibuya Crossing, unde tot la fel cu, cum se cheamă, e faimoasă Shibuya Crossing, fiind filmat și Tokyo Drift-ul acolo. Foarte multă lume, de fiecare dată când mergeam, făceam boză cu statuia lui Hachiko din fața gării. Îmi plăcea să merg la Tokyo, în Tokyo Tower, fiind o idee mai, mi se pare, o idee mai înalt sau o idee mai scund decât Turnul Eiffel din Paris. Deci Tokyo Tower, mai era încă unul care tot la fel am așa mai luat prin surprindere totală. N-am apucat să mi le scriu pe Tokyo Sky Tree. Așa. Este doar o discuție liberă, noi. Cu cât e mai puțin discutat înainte, cu atât iese mai naturală și mai realistică, spun eu. Da, și asta cam așa e. Îmi plăcea să merg să vizitez templele. Foarte mult chiar îmi plăceau. Vedeam femeile îmbrăcate în kimono. Puteam să intru să văd cum arată un templu. Mergi prin păduri de bambus. Foarte frumos. Am mers la statuia lui Buddha. Am uitat iar cum se cheamă, sătucul. E practic un sătuc plin cu temple. Unde mai plăcea să mai merg? Îmi plăcea să merg cu prietenii la restaurante, ne mai chinau la ei acasă. Mai o vorbă, mai ieșeam în oraș. Nu știu, adică orice vrei să faci, la orice oră, ai unde să mergi. Vrei să mănânci o ciorbă, la 3 dimineața, găsești. Da, e un fel de piatra neamț pe steroizi ăsta, nu? Ceva de genul, da. Fel de piatra neamț combinat cu București. Da, combinat cu București, cu Iași, cu Fălticeni, cu Pașcani și cu mai multe orașe la un loc, așa, tot într-un spațiu probabil de dimensiunile... Hai să nu zic, au 100 de terenuri de fotbal, că totul este acolo așa. Ceva de genul, da, da. Oamenii cum ți-au plăcut? Cum i-ai găsit pe japonezi? Foarte respectuoși. Și când aveai nevoie de ajutor, chiar dacă nu înțelegeau engleza, prin semne, prin Google Translate, înțelegeau, te ajutau chiar. Țin minte în Shibuya, în Shibuya Station, trebuia să ajung de la minus 2 să ajung la etajul 1. M-am pierdut. Am întrebat o femeie dacă poate să mă ajute. Femeia și-a lăsat toată treaba, m-a luat de mânuță și m-a dus până la etajul 1, fix unde am vrut să ies. Și eram, dar nu trebuia, dar măcar spun, pui ceva sau mulțumesc foarte mult, nu știu cum să mă revașez sau ceva de genul. Stai liniștită, că mie așa îmi place să ajut. Și am rămas... Ok. Chiar ceva foarte, foarte ajutători. Ceva ce noi, ca nații, am putea să preluăm cu toată încrederea. Așa-i. Și faptul că dacă vrea să te ajute, o faci cu toată inima, o faci cu sinceritate și cu onestitate. Da, asta da. Și foarte primitori. Nu se uită cu râcă la tine. Dacă... Nu știu, de exemplu, mergeam până la magazin, mă duceam în pijama. Nu interesa pe absolut nimeni cu ce sunt eu îmbrăcată. Adică, oamenii își vedeau de treaba lor. Dacă ești ok cu ei, sunt ok cu tine. Dacă nu ești ok cu ei, tot respectuos sunt. Asta să nu ajungi undeva la alte grade mai sus. La mafie mă refer.
Na, dacă ești ok, chiar se comportă super ok cu tine. Mm-hmm. N-o să vezi diferențe, să se uite urât la tine, să comenteze sau... Nu știu. Deci viața de emigrant pentru tine ți-a priit, mai ales de emigrant sezonier și cea care făceai practic naveta între România și Japonia. Bănuiesc că erai doar drumul în sine. Da, 24 de ore, cam da. Da. Limba japoneză cum ți s-a părut? La început mi s-a părut foarte grea. Dar stând de acolo am început așa, ușor, ușor să... Cum se cheamă? Să încep să înțeleg, să vorbesc, să... Am început să citesc, să recunosc, de fapt, caracterele, ei având trei alfabete. Unul dintre ele chiar ajunsesem să-l cunosc la perfecție. Mm-hmm. Wow! Alfabete. Unul dintre ele ajunsesem să-l cunosc. Mai sunt două și știu japoneză. Ceva de genul. Da. Care sunt proiectele tale de viitor? Acum, bineînțeles, proaspăt căsătorit, abia s-a uscat cerneala pe certificatul de căsătorie, abia s-a reașezat praful după jocul de la nuntă. Vine și bebe, bănuiesc că urmează o perioadă de calm, de armonie, de căldură, de familie și așa mai departe. Da, da. Care sunt planurile de viitor? Și după aia trecem la cariera de DJ, în primul rând pentru tine ca femeie, pentru tine ca tânăr cu aspirații și cu visii de viitor și așa mai departe, și cât este de serioasă, cât este de viabilă pe termen lung sau nu. Dar până ajungem la partea aia, hai să vedem ce planuri ai de viitor, ce colaborări ai avea așa, cel puțin undeva pe la orizont acolo. Aș vrea să mă apuc de producție. Eu zic de foarte mult timp chestia asta, doar că nu prea am avut timp să mă ocup de producție. Am tot ce-mi trebuie acasă, doar că trebuie să vină și inspirația. Evident, se pune praful pe ele acolo. Și stau așa și mă uit. Dar nu vine și mie inspirația și nu fac și eu vreo două piese și o să ajungă și Carl Cox să-mi dea e-mail. Ce mi-ai scos astăzi? Și eu să-i scot, să-i trimit. Poftim, dragul meu! mi-a spus tatăl tău întâmplarea aia când ți-a dat Jerry Ropero ad pe Facebook. Da, deci eram după un eveniment, a doua zi, scroll pe Facebook și apoi văd la friend request Jerry Ropero. Și eram... Oare el e? Oare nu el? Îi dau accept. Și încep să-l întreb. Uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Îmi spune că stau în București, am rămas și mai șocată. Wow! Da, a stat o perioadă în București, acum cred că e mutat în Germania. Ceva de genul. Mai făceam schimb de muzică, întrebam cu cine ai mai colaborat, cu cine vrei să mai colaborezi, ce mai faci, cum mai ești. Dacă nu-i dădea un mesaj, el îmi dădea mesaj. Și eram ok, îmi dă Jerry Ropero mesaj, nu-mi vine să cred. Da, pentru cei care nu cunosc cine este acest Jerry Ropero sau poate nu au cunoștinții suficiente de personaje de astea din lumea mixajului, din lumea showbiz-ului, a DJ-ilor în general, Jerry Ropero e un fel de, cum să zic eu, un fel de Leonardo DiCaprio al Hollywoodului, numai că pe varianta DJ-ilor. Alături de Fox, alături de Roger Sanchez, alături de nume mari, eu știu, Tiesto, Van Buren, ce știu eu, Danny Tenaglia și așa mai departe. Uite, de exemplu, mie îmi place personal, mi-e place foarte mult stilul lui Danny Tenaglia. Dar și Jerry Ropero este, pentru mine este foarte, foarte ok. Îmi place și Roger Sanchez, îmi place și Carl Cox, bineînțeles, că sunt oameni care nu merită altceva decât respect și admirații, dar personal mi-e place Tenaglia, când ascult Tenaglia, probabil că din cauza că îmi place jazzul și de asta. Iar el acolo are un latino jazz foarte fain. Eu de ceva timp am început să dau și pe techno, dar nu un techno lejer așa de club, nu, dacă se poate de rave. Mm-hmm. În stilul Nina Kravitz, Charlotte DeWitt, Amelie Lenz,
chiar pe zona unde Dudu e efectiv tot. Am înțeles. Deci vorbim de cât? 140-150 BPM? 135-140 în zona aia, da? Da, da, deci dum, 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 dum. Da, 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 da. Scooter, da? Ceva de genul. Da, alea merg așa de la 2-3 dimineața, știi? Hai, deșteptarea! Așa e. Da. Ok, deci producție muzicală și altceva? Aș vrea să... Un club, vreo rezidență pe undeva? Nu, mai degrabă îmi place să merg ca invitată prin țară. Mm-hmm. Ca rezident într-un club, la un moment dat te plafonezi și rămâi numai pe un anumit stil. Dacă mergi prin țară, asculți tot felul de piese, mai cunoști persoane, mai, nu știu, vezi alte locuri, mai vizitezi, mai îți faci relații. Da, 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 îți lărgești, era să zic, network-ul. Rețeaua, da. De prieteni, de cunoștinți. Da, încerc să evit rongleza pe cât pot. Chiar dacă locuiesc în Anglia de mai bine de 13 ani, încerc să evit rongleza atunci când vorbesc în românești cu români. Pentru că, nu știu, mie faza asta cu rongleza în România. Băi, dacă tu n-ai fost în viața ta, n-ai locuit în viața ta într-o țară în care se vorbește limba engleză, nu... Chiar nu pot să-mi dau seama ce cauți tu cu termeni dintre ăștia în engleză în vorbirea curentă. Și mai apar și la televizor și auzi cu meeting-uri și cu briefing-uri și cu manageriuială și cu termeni dintre ăștia care chiar au corespondență în limba română. Adică nu e nicio șmecherie. Spune-i, dacă este ședință, spune-i ședință. Dacă este o alocuțiune, este o alocuțiune sau este o scurtă întrevedere, este un briefing, da, da, e briefing. Da, mă rog. Na. Da, never mind. Pe de altă parte, atunci când ești rezident într-un club, îți formezi o clientelă, îți o formezi după stilul tău muzical, bănuiesc că e și chestia aia de intimitate, știi, între fan, între ascultător și producător, între cel care dă și da, cel da. Care primește. Nu îți lipsești lucrul ăsta? Artist mă refer. Ba da, da. Cel puțin în perioada asta chiar s-a simțit destul de tare chestia asta. Și stăteam și mă gândeam, băi, ce mi-e doar să merg să mixez, să văd lumea, cum e acolo în extaz și eu să fiu acolo, cum se cheamă, deasupra lor și distrându-i și punându-le muzică. Chiar mi este doar de chestia asta, să stau așa, să mixez. Da. Sunt acasă, nu ai public, nu ai vibe-ul ăla și energia aia faină. Ești acasă, ești la tine, ești, hai să fac și un mix. Da, nu strigă nimeni, nu ridică nimeni mâinile în aer, nu se aprind brichetii, telefoane, lanterni și alte cele. Da, da. Dar bănuiesc că fiecare perioadă, dacă este trăită la intensitatea pentru care respectiva perioadă este menită să fie, e ok. Știi, dacă ești acasă, ești cu ai tăi, ești cu familia, ești într-un cadru intim, atunci ai o treabă, aia ai cu frumusețea ei, iar clubul cu... Frumusețea lui, sigur că da. Iar voi DJ nu sunteți ahtiați după atenție și dependenți de țipetele, de urletele și gesturile altora de plăcere. Voi sunteți acolo practic să serviți un scop. Scopul este acel de a relaxa, de a destinde, de a aduce de o bucurie și o atracție în sufletele oamenilor. Iar voi sunteți practic dependenți de dat bucurie. Da, da. Cât mai mult. Probabil că de asta și profesia de DJ nu este genul de profesie care poate fi făcut de oricine. Și aici am adus-o pe subiectul la care voiam să ajung. Cum vezi tu ca profesia de DJ? Atâta timp cât ai tehnică bună. Cum vezi profesia de DJ din punct de vedere al unei ocupații de carieră? Lungă durată. De lungă durată. Atâta timp cât ai tehnică bună, ai acces la muzică foarte bună
știi cum să mixezi, să nu... Bine, poate să fie și mici tropăieli, că fiecare mai face greșeli. Cât ai un manager bun să te ajute. Eu văd chestia asta de... Chiar că de lungă durată. Deci nu este genul de profesie în care lumea se bagă așa de curiozitate ca să piardă timpul și după aia să, eu știu, să-și găsească un job serios? Asta vrei să spui? Că poți să faci bani și poți să ai o carieră respectabilă din DJ-ială? Da. Eu asta am avut-o timp de 8 ani. Și o ai în continuare. Bănuiesc că... Și eu o am în continuare, da. Nu ai de gând să o lași. Nu mă văd stând într-un birou de la 8 la 4, stând într-un loc, făcând doar același lucru. Mi-mi place să merg, să vistez, să văd, să cunosc oameni, să orice, doar să nu stau. Am înțeles. Da. Foarte ciudată, da, foarte ciudată, așa, trecerea asta de la DJ-al, așa, aș fi avut impresia că abia aștepți un pic de liniște, când tu, de fapt, îți dorești tumultul ăsta în continuare, știi? Energia asta, vibrațiile astea în continuare. Suflet de artist, de asta. Ce să-i faci? Cam, dar dacă pot să-i zic așa. Da, zi, bani se fac din asta. Merită să încerci cei dintre voi care urmăriți această platformă, poate știți, poate nu știți, poate ați auzit, poate n-ați auzit. Să ne spună Marușa dacă se fac și bani din chestia asta. Dacă chiar se fac bani. Financiar. Da? Chiar da, chiar se fac bani. Gândește-te că vara de obicei aveam evenimente, plecam joi acasă, ajungeam lunea. Și aveam fiecare seară, aveam și pe timpul zilei la piscine, seara la club, a doua zi plecam în altă parte, iar mai vizitam, iar cluburi și ajungeam lunea acasă. Am înțeles. Este genul de meserie sau genul de ocupații care ar coafa orice tânăr, crezi, sau este nevoie de o disciplină extraordinară ca să poți să faci lucrul ăsta? E chestia că să fii și pasionat, să faci cu drag chestia asta. Dacă e să mergi să stai acolo crispat și ești, da, hai că iar trebuie să pun muzică, iar trebuie să fac, iar nu știu ce, mai degrabă te lași și lași loc pentru alte persoane care chiar vrea să învețe. Să fii pasionat, să... cum se cheamă, să dai tot cea mai bun din tine. Da, fiind... iarăși la dat, iar ajungem la dat. La Da. Da, și trebuie să și demonstrezi că știi că poți, că te-am zis, sunt foarte mulți care sunt timizi, care sunt acolo, dai să nu mă vadă, nu știu ce, dă un pic mai sus ăsta, să nu mă vadă lumea. Nu, că eu vreau să stau aici, să stau liniștit și așa. Nu, dacă e sus, trebuie să ai, nu pot să-i spun cum, dar să ai curaj. Cojones. Ceva de genul. Să fii sigur pe tine, tu ești cel mai tare și lumea are noroc să te vadă sus pe scenă. Am înțeles. Încredere de sine. Da. Este vorba de încredere de sine bazată în primul rând pe abilități. Adică trebuie să știi ce să faci, să ai cu ce să faci treabă și să fii conștient că în momentul în care te-ai urcat acolo la pupitru, tu trebuie să fii... șeful. Tu trebuie să fii cel care dictează starea de spirit, cel care dictează ritmul, care dictează tempo-ul, care dictează ceea ce simte omul și felul în care se manifestă până la urmă pe ringul de dans. Așa-i. Cum ai? Da, mă bucur. Mă bucur că am zis ceva cu care ești de acord. Spune-mi cum ai fost primită ca femeie într-o lume care până nu de mult era dominată de bărbați. Am avut câteva cluburi la care erau foarte, nu știu, femei, ce se caute femei la mixer, ce să, nu știu ce. În România sau afară? În România. Uh-huh. A, că nu ești bună de nimic, se uitau așa de sus la mine, că tu știi cine sunt eu și tu ești nimic pe lângă mine. Alți și DJ când ajung... sau clienți? Da, alți DJ. Aha, am înțeles. Și ajungeam la mixer, intro, fain. Toată seara de curs fain și a ajuns DJ-ul respectiv să vină la mine, că îmi cer mii de scuze, că te-am subestimat, că nu știu ce, că nu trebuia să fac așa, că nu trebuia să nu știu ce, că nu trebuia să nu știu ce. Și eram, da, e chestia asta ca și cum cataloghez o carte după copertă. Mai mult nu pot să mai zic.
Am înțeles. Da, probabil că au mâncat, au mâncat humble pie, știi? Plăcintă ceva de genul, da. Plăcintă de aia cu scuze, da. Plăcintă de aia cu scuze și cu să trăiți în România. Managerul ce spune? Cine este managerul tău în primul rând? Înainte să te, să te lăsăm să te bucuri de duminica în familie, cine este managerul tău și cum, cum, cum vede managerul tău progresia ta profesională? Managerul meu este din Sibiu. Este de la Star Media Agency. Este un om de nota 10. Deci chiar nu aș vrea să creadă lumea că mint sau ceva de genul. Dar când am avut nevoie de ajutor, a ajutat. Când a fost vorba de evenimente, s-a rezolvat. Când, nu știu, e foarte corect, e foarte transparent. Când ai nevoie de orice, e acolo. Și chiar îl respect. Da, foarte frumos. Mă bucur să aud o poveste de succes, una care ține de ceva timp și pare să că va ține încă mult timp de aici încolo. Ca artist, ca femeie implicată într-un domeniu care poate nu este atât de popular printre femei, ca persoană care lucrează neîncetat și neobosit într-un domeniu care cere foarte mult de la tine și fizic și psihic și emoțional, ce mesaj ai pentru tinerii care ne urmăresc și care poate așteaptă un pic de încurajare, așteaptă un pic de impuls din partea unei persoane care a reușit să ajungă, a avut o rampă de lansare, dar a folosit-o prin talent și prin muncă. Care este mesajul tău? Ce vrei să le transmiți? Să muncească cu drag în chestia asta, dacă vor să ajungă sus. Să asculte extrem de multă muzică, să aibă foarte, foarte multe cunoștințe, să aibă pasiune în primul rând. Să știi că, cum se cheamă, să aibă încredere în sine și să știi că dacă sunt acolo unde vor să, dacă o să ajungă acolo unde vor să ajungă, să fie foarte fericiți. Eu n-am fericit în momentan unde am ajuns, dar nu mă opresc aici. Unde vrei să ajungi? Care este idealul? Marușa Nedelcu, două puncte. Zi tu. Back to back. Ori, cum ai zis tu, cu Carl Cox, cu Jerry Ropero. Să ajung la Tomorrowland. Asta îmi doresc. Doresc să fiu pe scenă, sus, la Tomorrowland. Nu pe main stage, că pe main stage eu pe partea de EDM. Dar să fiu acolo. Am înțeles. Deci nu vrei foarte multe. Doar să fii așa, umăr la umăr cu Carl Cox. Sau eventual, ceva de genul, da. Sau eventual să vină să-ți ceară un autograf. A, dacă se poate, fac și poză cu el. Da, mulțumesc că tare, tare mult că ai acceptat invitația. Trebuie să vă spun că am invitat-o și a și acceptat așa. Nu mă așteptam. Doar ce am trimis mesajul în care îmi exprimam dorința arzătoare să o am la podcast ca invitat, la care am primit în aproximativ 5 minute mesaj înapoi. Da, sigur, cum să nu? Păi dacă poți, de ce nu? Hai să punem microfonul, hai să dăm la treabă și la înregistrat. Da, foarte faină chestia asta, așa spontană, impromptu. Îți mulțumesc din suflet, Marușa, încă o dată felicitări și sănătate și toate cele bune. Mulțumesc asemenea. Un ultim cuvânt, vreau să închizi tu podcastul. Da, mai doborât aici. Știi ce spun eu? Eu spun întotdeauna, vă pupi toți, aveți o săptămână frumoasă, spor la bani, că din muncă sunteți sătui. Tu ce le spui? Chiar nu vine nimic în cap. O săptămână frumoasă, spor la bani, lunea un pic mai greu cu munca, pentru că lunea nici iarba nu crește. Da. Da. Și vă pupăm și să aveți o săptămână și un weekend, ce-a mai rămas din el, frumos. Ok, ați auzit, da? Așa să faceți. V-am pupat și eu, pa, pa.